Bună ziua și bun găsit de pe Cluj Arena la derbiul etapei cu numărul 19 din Liga 2. Că argumentele expuse și de clujeni au măcar un singur de adevăr. O minge lovată în bara transversală, emoții pentru Muțiu. Da, n-a apreciat corect traiectoria balonului, golkeeperul Universității, iar mingea a lovit bara transversală, apoi a ieșit în out de poartă, a repus deja golkeeperul echipei din Cluj. Să remarcăm, Mădălin, faptul că Universitatea folosește în centrul defensivei trei jucători foarte tineri. Este vorba de Dican, Tălcean și Taub. Răuță lăsat pe banca de rezerve. Pârvulescu! Un șut de la 17 metri, însă mult pe deasupra porții echipei oltene. Va repune Popa din marginea careului de 6 metri. Aici revedem, n-a fost offside la poziția lui Meșter. Meșter a întors bine pentru Pârvulescu, care a căutat colțul scurt, însă mingea a căpătat înălțime, s-a lăsat pe spate. Gâț avansează și este ajutat acolo în acea zonă și de Negru. Gâț caută șutul și e destul de bine plasat pe direcția lui Muțiu. De neînțeles. Prinde relativ bine acest șut Alexandru Gâț. Dar îl prinde, l-aș fi schimbat pe golan din prima repriză. Centrare periculoasă, intervine Dican, apoi Călin Cristea, șutul e bun! Al doilea meci al etapei cu numărul 19, revedem șutul lui Călin Cristea de mai devreme, șut respins de Muțiu, n-a fost un șut extraordinar. Foarte bună această pasă pentru Negru, nu este Pop, șutează destul de periculos aici, un duel corp la corp. Văzut de jucătorii olteni în această seară, Bălan este cel avertizat, după ce mai devreme Paramati și Huygebert au văzut și ei cartonașul galben. De cealaltă parte, la Universitatea, deocamdată un singur cartonaș galben văzut de Gavra în prima repriză, minutul 34. Da, și să spunem că față de Liga 1 nu se înjumătățesc punctele. Corect. Pop șutează bine, gol! Universitatea Cluj, execuție de reacție. Gol de autor, Mădălin, exact ce spuneam mai devreme când a intrat Alex Pop. Gol de autor, Alex Pop face diferența deocamdată în meciul cu echipa din Craiova, cu o execuție meci, foarte frumoasă. Într-un meci în care nimeni nu strălucește, într-un meci închistat, fără realizări deosebite, nici de o parte, nici de alta, vine această execuție din senin și câteodată, mai ales când meciurile sunt echilibrate, așa se și câștigă, câteodată măcar. Da, minutul 70, 1-0 pentru Universitatea Cluj în meciul cu FCU Craiova. După această execuție, 4 minute și jumătate plus minutele suplimentare, minge înălțată, Muțiu reține, reacție foarte bună pe un spațiu foarte restrâns al lui Voicu. Dar ce eroare face acolo în careul Universității? Cine este? Cred că Tălcean este cel care, iată, dă pe lângă minge. Tânărul jucător al Universității. Continuă, este contraatac, 3 contra 3 și să vedem ce se va întâmpla. Negran, superioritate pentru Clujeni, pasă în careu, prea lungă! Incredibilă situația clujenilor. Companio asupra unui jucător clujan. Minge periculoasă, respinge Filip, nu o face foarte departe. Raicea se eliberează pe dreptul, pătrunde, centrează, respinge Muțiu! Incredibilă fază și nu se dă nimic. Nu se dă nimic, protestează craiovenii. Cred că a fost acolo atingerea adversarului fără minge. S-ar putea să aibă și dreptate Angelina sau un Glenț. Nu, cred că a fost fault. Cred că a fost fault. Muțiu în săritură l-a lovit pe un jucător al Craiovei. Ia să vedem ce bine se eliberează Raicea. Este omul reprizei secunde. Muțiu, îi se dau degetele peste cap. Hands aici hands. La Filip. Dar hai să ne mai uităm o dată. Aici Muțiu era să facă ca în penultimul Lazio-Roma, când a fost cel mai hilar. Cam de aproape a fost trimisă mingea. Deci dacă se uite cineva doar pe statistici, ar spune că a fost Măcel, că a fost miză mare. Acum Companio se eliberează, centrarea blocată.
Periculoasă și această fază. Se respinge mingea, același Angelina mai centrează o dată și prinde Muțiu lovitura de cap a lui Huygebert. Muțiu nu se grăbește să degajeze. Ce prostie face Muțiu aici. Iată, îi cer mingea coechipierii, însă el stă cu mingea în brațe în loc să o degajeze. Erau patru jucători ai Universității. Și Florin Andrei pune capăt acestei partide care o readuce pe Universitatea Cluj printre favoritele la calificarea în play-off. Cât de mult contează un gol, cât de mult contează orice punct în această situație critică, în această perioadă extrem de importantă din sezonul regulat. Craiova pierde al doilea meci la rând, rămâne cu 31 de puncte, Universitatea Cluj face 29, protestează jucătorii olteni, protestează și oficialii olteni, probabil pentru acea fază, acel hands făcut de Filip, însă se termină 1-0 pentru Universitatea Cluj.